V-aș ruga să-mi scrieți în comentarii, în chat aici, dacă mă auziți și mă vedeți, să nu vorbesc singură. Deci, dacă mă auziți și mă vedeți, vă rog să-mi scrieți în chat. Și de ce nu puteți să-mi scrieți și din ce parte a țării sunteți alături de mine în acest live? Așa cum vă spuneam, este foarte important să știu dacă mă auziți, să nu vorbesc singură și de fapt să nu se capteze nimic. S-a mai pățit și dățile trecute situații de genul acesta și n-aș vrea să vorbesc și să trebuiască să reiau. Așa că vă rog pe cei care urmăriți acest live să-mi scrieți în chat dacă se aude, de văzut cred că se vede. Să înțeleg că nu se aude. Nu se aude? Se aude foarte încet, acum se aude mai bine? Cum se aude? Să-l dau puțin mai tare?
este Patrick acum? Se aude mai bine? Este foarte aproape microfonul, nu știu de ce nu se aude. Ar trebui să mă aud foarte tare. Acum se aude mai bine? Am să intru și eu pe Facebook să fac o mică verificare, să vedem cum este. Ia să vedem. Cum se aude? Probabil că va apare, acum am observat că va apare în momentul în care intrați în live, să pornești notificările atunci când se mai intră în live. Acum văd că se aude, ok. Asta vă spuneam, că va apare pe ecran o invitație să puteți să urmăriți toate live-urile pe care o să le fac de acum încolo. Așa că am să reiau momentul cu care am început, pentru că nu știu câți dintre voi știu că eu am o pasiune pentru cântatul muzicii ușoare și am să vă fac o mică demonstrație ce înseamnă să ai vocea nerăgușită, să zic. Sper să-mi și iasă, să nu fie acum o problemă de genul ăsta. Nu știu dacă negativul se aude suficient de tare. Probabil că da, dar e mai puțin important dacă nu se aude. Negativul se aude? If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Suficient cât să puteți să auziți cum ar trebui să sune vocea fără răgușeală sau fără niciun fel de parazit, să zic așa, pe ea. Spun bună din nou, iată-ne la un live într-o sesiune pe Facebook. Numele meu este Olga Shine și sunt profesor de canto sau vocal coach. Mă bucur că ești aici alături de mine și mă urmărești să afli informații noi cu privire la cântatul vocal. Așa cum îți spuneam mai devreme și cum am postat și pe pagina de Facebook în poveste, să te anunț că în această seară, în acest live, vreau să vă vorbesc despre problemele vocale care pot apărea atunci când nu folosești corect tehnica vocală de cânt sau tehnica de respirație. Problema cea mai des întâlnită, cred că s-a blocat din nou, nu știu ce este cu internetul astăzi, toată ziua a fost o problemă. Spuneam că cea mai des întâlnită problemă este răgușeala, care apare de obicei atunci când țipi, cânti forțat sau plângi intens.
Sau din cauza unei iritații sau infecții la nivelul laringelui. Inflamație, eventual o posibilă inflamație a laringelui. N-aș vrea să intru acum în zona medicală, ci vreau să mă raportez strict la partea de voce sau de cântat. Atunci când țipi sau cânti forțat, se produce o iritație la nivelul laringelui și provoacă o inflamație la nivelul acestuia. Corzile vocale sunt afectate, de aceea intervine răgușeala, vocea devine răgușită cu o secreție pe care simți nevoia să cureți întotdeauna, să faci sau efectiv se pierde temporar. În această situație, recomandarea mea este să faci repaus vocal, să întrebi medicul de familie ce antiinflamator să iei și, bineînțeles, că poți să profiți din plin de tratamentele naturiste, cum ar fi ceaiul de mușețel, care este un bun antiinflamator, călduț cu miere. Așa cum spuneam, mușețelul are proprietăți antiinflamatoare, mierea acționează și ea ca un balsam la nivelul căilor respiratorii și calmează iritația. Mai poți încerca șodoul cu lapte și gălbenuș de ou, lapte călduț și gălbenuș de ou și miere, bineînțeles. De asemenea, este o băutură foarte hrănitoare și o să simți că este exact ca un balsam așa pe gât. Simptomele pe care le poți avea sunt răgușeala și cu pierderea temporară a vocii sau senzația de gât iritat, ca și cum ai avea, mai spun eu, nisip pe voce, sau disconfort, durere în gât la nivelul laringelui. Uneori poate să apară și tusea seacă sau chiar senzația de uscăciune la nivelul gâtului. Bineînțeles că iar s-a blocat. Tot îmi apare că se blochează, n-am înțeles de ce. Spuneam că aceste probleme de răgușeală pot să apară indiferent că ești copil sau adult. Și când mă refer la adult, mă refer la cei care, sau probabil că te afli și tu în aceeași situație, profesezi într-un domeniu în care îți folosești foarte mult vocea vorbită, adică ești cadru didactic, actor, prezinți, ești crainic TV sau la radio, poate și om politic, militar, preot, telefonist, acolo îți mai uzezi foarte mult sau folosești foarte mult vocea, bineînțeles cântăreț profesionist, indiferent de genul de muzică pe care îl cânti, fie că este clasică, ușoară, populară, de asemenea poți avea probleme cu răgușeala vocii. Dar să știi că orice persoană care folosește excesiv vocea, indiferent de profesie, poate avea la un moment dat nevoie de intervenția specialistului orelist sau în foniatrie, atât pentru a da un diagnostic corect al bolii și pentru a determina această răgușeală sau disfonie, cum mai este numită în termeni medicali. Și poate să-ți ofere, evident, un tratament optim pentru tipul de răgușeală pe care l-ai și, bineînțeles, să te recuperezi și un remediu pentru recuperarea vocii. Spuneam că răgușeala este de obicei primul și cel mai evident simptom al unei afecțiuni și implică afectarea corzilor vocale. Dacă
ești profesionist în ceea ce privește cântatul, adică îți folosești excesiv vocea, o să vezi că ai probleme în a cânta în piano, adică cu un volum mic sau, din contră, forte, cu un volum mare. Nu poți să controlezi tonul sau simți că ai probleme de suport, adică nu poți să susții bine. Sau poți să ai probleme de trecere de la un registru la altul, adică ți-e dificil să treci din vocea de piept în vocea de cap sau în vocea mixtă, sau chiar simți că ți se modifică vocea. Mi-aduc aminte că anul trecut, spre sfârșitul anului, chiar am pățit o situație de genul, în sensul că am răgușit în urma unui virus pe care l-am cooptat de la nu știu de unde. Cert este că m-am trezit peste noapte răgușită, dar eram atât de răgușită că vorbeam ca un bărbat, ca un bas, aveam așa o voce foarte groasă. Și a durat ceva, cred că o săptămână, să-mi revin. Evident că nu mai puteam să cânt absolut deloc în pasajele înalte și, așa cum vă spuneam, nici nu am încercat, pentru că, din punctul meu de vedere, este interzis să cânți pe răgușeală. Cântatul pe răgușeală este foarte periculos pentru că poate să amplifice starea bolii pe care îl ai. Trebuie să știi un lucru foarte important, este să fii foarte atent dacă ești răgușit, cam cât timp durează această răgușeală, pentru că dacă durează mai mult de 3 săptămâni, trebuie să spui un semn de întrebare și obligatoriu trebuie să mergi la un consult ORL și apoi la foniatru, pentru că această răgușeală prelungită poate fi simptomul de debut al unor afecțiuni mult mai grave decât o simplă răceală. Dar despre acest subiect o